Hei, salutare tuturor! La cererea voastră am făcut acest video să vă prezint echipa mea din FIFA Mobile, așa că rămâneți aici să vedeți ce jucători am. Dacă vă plac jocurile pentru iOS și Android, dar și tutorialele, nu uitați să vă abonați pentru că vor urma multe filmulețe tari. Aceasta este echipa mea. Atacanții dau 90 goluri pe meci. Mijlocașii, ce să spun despre ei, centrează foarte, foarte bine și pasează la fel. Iar apărarea practic este un zid. Nimeni nu poate trece de ea și nimeni nu-l poate învinge pe acest portar extraordinar. Sper că v-ați prins că glumeam, acum haideți să punem toți jucătorii să vedeți cum arată echipa pe care o folosesc zilnic. Și începem cu primul atacant, care va fi Diego Costa de 92 de Halloween. Această carte am primit-o acum câteva zile pentru cine a văzut filmulețul, șutează foarte bine de la depărtare, dă bine cu capul și are ca dribling ruleta. Una peste alta, este o carte extraordinară. Și continuăm cu cel de-al doilea atacant. Aici am avut de ales între două cărți în form, Dybala și Sanchez. Tot timpul am ales pe Sanchez, chiar dacă Dybala era mai bun uneori la dribling sau la șutul de la distanță. Dar mie mi-a plăcut mai mult Sanchez mereu. Dă mai bine cu capul și, nu știu de ce, mi se pare mie mai bun. Voi ce credeți? Lăsați un comentariu și spuneți-mi. Pentru atacantul numărul 3 am o alegere surpriză. Nu e Dybala, va fi Rashford de la Manchester United. Dacă urmăriți filmulețul până la sfârșit, o să înțelegeți de ce am făcut această alegere. Continuăm cu CF-ul. Aici va fi Long, 75 de la Southampton din campionatul Angliei. Deci nicio surpriză. Urmează RF-ul. Aici voi pune cea mai bună carte pe care o am, adică Babacar, 73 de la Fiorentina. Mai departe, urmează o poziție unde se găsesc foarte greu jucători buni, LF. Din fericire, eu l-am pe Ianco, 70 de la Basel. Mai avem doi jucători de pus, continuăm cu Ari pe dreapta, unde îl punem pe Ceruti, 76 de la San Lorenzo. Iar în partea opusă, ca Ari pe stângă, îl găsim pe Jones de 77 de la Ajax. Acesta este atacul, sper că vă place filmulețul până acum, dacă e așa, dați un like ca să știu și eu. Și continuăm cu mijlocașii. Primul pe care vreau să-l pun este camul din mijloc. Aici va fi pus Sosa de 78 de la Milan. Este cel mai bun cam al meu. Dă multe goluri, dar parcă tot mi-ar trebui un cam elite. Voi ce cam elite folosiți? Aveți vreo recomandare? Lăsați un coment și spuneți-mi și mie pentru că vreau să-mi cumpăr un nou cam. Pentru celelalte două poziții de cam am două alegeri surpriză, doi rookie. Primul, dacă îl găsesc, da, iată-l aici, 64 cam Fran Villalba. Iar cel de-al doilea va fi puțin mai cunoscut, de la Real Madrid, domnul Odegaard, 63 cam. Un alt rookie pe care vreau să-l pun în această echipă este mijlocașul central de la Bayern München, și anume Sanchez, de 76. Și continuăm cu alte două surprize pentru cei doi mijlocași centrali rămași. De data aceasta nu vor mai fi rookies, vor fi veterani. Primul veteran pe care vreau să-l pun este acesta, McPhail, 64 CM. Din nou, urmăriți filmulețul până la sfârșit să vedeți de ce am făcut aceste alegeri. Este foarte, foarte important, credeți-mă. Iar cea de-a doua alegere este Brown, 61, CM, iată, am doi, punem unul aici și gata. Continuăm cu mijlocașul stânga. Aici alegerea este evidentă, Wijnaldum este un jucător foarte, foarte bun. Are o viteză extraordinară, șutează foarte, foarte bine de la depărtare și centrează bine. Și, ca dribling, are ruleta, care este devastatoare în acest joc. Iar pe partea dreaptă îl avem pe Robben, 85, mijlocaș dreapta, execută foarte, foarte bine lovituri libere, centrează bine, dar și șutează bine. Și costă doar 60.000 de bănuți. Deci, dacă aveți nevoie de un mijlocaș dreapta bun, vi-l recomand pe acesta, este ieftin și bun. Și continuăm cu cei trei mijlocași defensivi. Aici avem alte două surprize, doi veterani noi. Primul pe care vreau să-l pun în echipă, dacă îl găsesc, da, este Giraldo, 65. Giraldo, nu Ronaldo. Apoi urmează Nzonzi, 85. Acesta este un elit in form. După cum puteți vedea, are o viteză foarte, foarte mică, dar compensează printr-un șut bun,
dintr-o lovitură de cap bună și poate mai important se apără foarte, foarte bine, este foarte greu să treci de el. Iar cel de-al treilea este un alt veteran, 72 Simmons. Deci, după cum puteți vedea, avem foarte, foarte mulți veterani în echipă și foarte mulți rookie. După cum v-am spus, așteptați până la sfârșit să vedeți de ce. Am terminat și cu mijlocașii, puteți să-i vedeți pe ecran pe toți acum. Urmează ultima parte a filmulețului, dar mai întâi o scurtă pauză. Ne auzim după, așa că rămâneți aici. Apărarea. Cea mai importantă parte a echipei în FIFA Mobile. Partea care te asigură că nu iei foarte multe goluri în FIFA Mobile. Partea care joacă în FIFA Mobile și tu nu o vezi. Haideți să începem cu primul. Și, bineînțeles că va fi un rookie sau un veteran, de data aceasta este un rookie. Mai exact, Oxford 65 CB. Continuăm cu poziția left wing back, unde îl găsim pe Nuno Pinto de 71, un jucător destul de bun. În partea opusă, la right wing back, continuăm cu Anyukov, pentru că ce-ar fi o echipă bună fără un jucător de la Zenit? Blestemul Zenit! Bineînțeles că a trebuit să bag și un jucător de la Zenit. Și continuăm alergarea. De data asta, Bender de 82. Benderul primit gratis când am testat serverele înainte să se lanseze FIFA. Un mare like pentru toți băieții care urmăresc acest video și încă îl folosesc pe Bender primit Moca. Mai departe, alt fundaș central, Pepe 87, carte specială de Halloween. Este foarte, foarte bun. Când stă în careul advers, îi tremură chiloții portarului pentru că oricând poate să dea o lovitură de cap să fie gol. Credeți-mă, este o carte foarte, foarte bună. Să spună cine o are în comentarii dacă nu e bună. Și continuăm cu fundașul dreapta, unde îl găsim pe Valencia. Inițial am luat această carte ca să o dau la planul cu Dybala, dar e așa de bună încât am păstrat-o. Șutează foarte, foarte bine, are o accelerație foarte bună, o viteză foarte bună, centrează foarte bine și e doar 81 overall. Deci este o carte foarte, foarte bună, o recomand tuturor. Pe cealaltă parte a terenului găsim o altă carte specială de Halloween, Chiellini de 88. Acesta are o viteză foarte, foarte bună, centrează bine, dă cu capul foarte bine în rarele ocazii când este în careu, dar una peste alta este o carte excelentă, se apără foarte, foarte bine. Și, bineînțeles, cartea esențială a jocului, portarul, unde îl găsim pe domnul Alves, 81, de la Valencia. Am ales acest portar pentru că are 88 la plonjonuri și 87 la reflexe, ceea ce este foarte, foarte mult pentru o carte care are overall-ul de 81. După părerea mea, este un portar excelent. Am terminat și cu apărarea și acum, înainte să-mi aleg tactica, vreau să facem o recapitulare. Acesta este atacul, aceștia sunt mijlocașii și aceștia sunt fundașii. Și acum să mergem la tactică. Vă recomand să vă alegeți tactica în care jucați cel mai bine, iar apoi să vă cumpărați jucători pe respectivele poziții. Eu o să intru la Balance, o să dau până jos, unde găsesc tactica mea preferată, 4-1-2-1-2. Cu această tactică joc de foarte mulți ani FIFA. Și dacă nu aveți toate tacticile deblocate în partea dreaptă, înseamnă că nu ați ajuns la levelul unde se deblochează respectivele tactici. Eu fiind la level 50, le am pe toate deblocate. Și acum răspunsul la întrebarea de ce ai pus jucători veterani și jucători rookie în echipa ta și nu ai pus numai elite de la cap la coadă. Iată răspunsul. Pentru fiecare rookie din echipă vei primi plus 1% bonus la bănuți, iar pentru fiecare veteran vei primi plus 1% bonus pentru XP-ul care te ajută să crești în level. Dar mai bine haideți să vă arăt. Eu am 5 rookie în echipă și 4 veterani în echipă, așa că dacă o să merg la un live event aici, o să dau la attack mode și o să încerc să atac pe cineva, o să-mi scrie din prima, plus 5% bănuți, plus 4% XP. Așa că după fiecare joc primesc plus 5% bănuți și plus 4% XP. Din acest motiv, unde pot, pun acești jucători, rookie și veterani. Dar o să ziceți, hei Nick, acești jucători sunt foarte, foarte slabi și o să-ți cadă overall-ul echipei. Așa este, dar pentru mine asta nu contează. Pentru mine contează cei 11 jucători cu care joc. Și tactica mea fiind 4-1-2-1-2,
eu o să joc cu respectivii jucători. Dacă apăsați jos pe primul 11, o să vedeți și la voi. În atac, doi atacanți, Diego Costa de 92 și Sanchez de 86. Mijlocaș, un cam, 78, Sosa. Mijlocaș stânga, Wijnaldum de 82. Mijlocaș dreapta, Robben de 85. Și mijlocaș defensiv, Nzonzi de 85. În apărare, cei doi fundași centrali, Bender de 82 și Pepe de 87, fundașul dreapta Valencia de 81 și fundașul stânga Chiellini de 88. Și portarul Alves de 81. Deci, nici urmă de rookies sau de veterani. Așa că sunt la mine în echipă, nu-i folosesc în primul 11 și fac mai mulți bănuți și XP cu ei. Eu cred că este un câștig. Aceasta este echipa mea din FIFA Mobile. Sper că v-a plăcut filmulețul, nu uitați să-i dați un like și nu uitați să vă uitați și la restul filmulețelor de pe canal care nu sunt cu FIFA. O să mă ajutați foarte mult dacă faceți asta. Până data viitoare, vreau să vă invit la mine pe Facebook, căutați Totul Mobil pe Facebook, dați like paginii și dacă aveți vreo întrebare, vorbim acolo. Până atunci, ne auzim. Pa, pa!